Iată, astăzi este ziua de sâmbătă, mâine este duminica cea mare și iată eu mă pregătesc pentru a pleca mâine la piața locală. Am cules ardeii aceștia galbeni, am cules ceilalți de culoare roșie, păliotul, aneiul și am ajuns și la ceapa noastră verde. După cum vedeți, ceapa care am plantat-o, am avut un videoclip mai de mult, de acum ceapa noastră este verde, de acum am rupt ceapă pentru piața locală de acum de vreo 8 ori. Iată, mâine voi merge iarăși la piața locală. Asta am de acum 9 ori sau 10 ori, nu mai țin minte. Și vreau să vă zic că iată așa o smulgem. Vedeți, ea e frumoasă, e verde, are cozile lungi. A crescut foarte rapid pentru că aici în câmp protejat sau în tepliță în seara noastră a avut lumină, de ajuns am mudat-o din când în când și s-a făcut frumos și foarte verde. Și iată eu pe urmă, după ce îmi voi smulge 2-3 lădițe, pentru că am mâine comandă foarte mare de această ceapă, mai ales că e cu coada verde, vedeți și dumneavoastră, voi curăți-o, voi pregăti-o, voi face în legături sau la kilogram ca să o am mâine la tarabă. Și vreau să vă mai zic un secret, că ceapa noastră, ca și usturoiul, ne curăță organismul. Și iată așa o simplă recetă, 10 zile la rând, nu importă de care ceapă folosiți, fie roșie, fie de culoare roșie, ceapă, fie de culoare albă, asta e orionul, nu importă, timp de 10 zile ca să ne curățăm noi organismul. Ce trebuie noi să facem? Pentru aceasta, în fiecare seară, luăm câte o ceapă, deci nu importă culoarea, că e albă, că e roșie, o tocăm, o mărunțim, da, și o punem într-un termos și turnăm deasupra un pahar de apă fierbinte și o lăsăm pe noapte lămăcerat. Dimineața ne sculăm și filtrăm această soluție și ne străduim să o servim pe stomacul gol. După 30 de minute, de acum putem servi micul dejun. Următoarea zi, adică următoarea seară, iarăși luăm o ceapă, nu importă că e de culoare roșie, că e de culoare albă, iarăși o mărunțim și o punem în termosul nostru. Și turnăm iar apă fierbinte, iarăși ne pregătim această soluție. Dimineața o filtrăm și iarăși o servim. Timp de 10 zile și o să vedeți cât de bine o să vă mai simțiți dumneavoastră după această curățire a organismului cu ceapa noastră. Sau iată, eu îmi amintesc că nepotul meu dormea la noi deseori în vacanță și seara când se întorcea de pe o parte, când dormea, când se întorcea pe o parte și pe alta, așa tocmai crâșnea din dinți. Și eu într-o seară îl întreb, te doare ceva, burtă, ai diaree sau ce? Dar el spune, că nu, bunica, așa mă, parcă am niște cârcei, când ne ducem noi la scăldată, neas, când ne vărâm, parcă așa cârcei și nu putem să notăm. Așa și acum, parcă am niște cârcei. Și iată, vreau să vă zic că am găsit și soluția la rezolvarea licuirii acestor cârcei. Deci să ia cojile de la ceapă, cojile, tot nu importă, că e roșie, că e albă, cojile, două linguri de coș de ceapă și peste aceste două linguri de coș de ceapă, se toarnă un pahar de apă fierbinte și se lasă pe 10-15 minute ca să se infuze. După aceasta, înainte de somn, cu o oră, după ce am filtrat această soluție, noi iubim și să observați dumneavoastră, faci uneva vreo 3-4 proceduri și dispară acești cârcei care te dor și parcă o frică, o panică și te gândești, oi, dar oare eu mâine am să pot să merg, am să mă pot mișca, am să mă ridic din canapeaua mea să fac primii pași până la bucătăria să servesc un ceas sau o cafea. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți plăcerea, ne revedem la următorul videoclip.